emoționat pentru că știe să-și înfrângă emoția a fost acela când am întrebat-o despre fetița ei. Și mi-a răspuns așa: vreau să fiu pentru fetița mea o mamă bună și vreau ca fetița mea să vadă în fiecare zi o mamă normală. Este de altfel dorința ei cu acest eveniment Atypic Beauty ca persoanele cu dezabilități să fie considerate persoane normale și eu cred că Magda reușește și o felicit din toată inima pentru tot ceea ce reprezintă ea. Și mai îmi permit doar un singur cuvânt pentru bărbați, deși văd că sunt în număr destul de mic aici. Aceste fete pe care le-ați cunoscut astăzi în scaun rulant știu să iubească viața. Voi bărbați ar trebui să învățați să iubiți mai mult sufletul. Mulțumesc! Mulțumim mult, Iuliana! Mulțumesc pentru prezența din această seară. Sunt convinsă că de aici veți pleca cu inimile deschise și că veți privi altfel persoanele cu dizabilități. Cred cu tărie că în fiecare din noi Dumnezeu a pus puterea de a schimba lumea și dacă în dumneavoastră, cei de aici, există acea putere de a reintegra aceste persoane social. Ele au dreptul la muncă, au dreptul să se bucure, au dreptul să fie privite normal și de aceea am rugămintea ca acolo unde există în sufletul dumneavoastră dorința de a ajuta, să o faceți fără a ezita. Vă mulțumesc din tot sufletul!